venit de la școală și am găsit o moartă lângă scări. De ce? Nu știu, așa am zis și eu. Și că de-aia dai vina, măia, știu că a fost ideea ta. Salut, bă, șacarilor! Bine v-am regăsit la episodul numărul 3 din Viața de Adolescent. Nimic nu va mai fi la fel. Am rămas cu un gust amar episodul trecut. Tocmai de-aia am luat un măr ca să mă îndulcesc. Mă iertați că mănânc, dar să știți că mai am un pic de măr. Se întâmplă lucruri grele și mi se face foame. Gen, eu trăiesc cu toată acțiunea asta. Regula continuă, la 30.000 de like-uri postăm următorul episod. Să începem. Și ce, omul nu mai se împiedică, moare. Să lovești că tu la alea două scări. Da! De la alea două scări, da! Mă dai cu capul! Băia, ce geacă de om șmecherare, sincer. Zici că e Brad Pitt. Bine ați venit la Olărit cu Brad Pitt. Pe cine sunt, frate? Să nu răspunzi. Să nu răspunzi! Te omor, jur. Bă, dar nu știu, îl văd foarte crispat pe omul ăsta. Zicea ceva țin. Alo. De ce nu răspunzi? Hai pe bune. Bro! S-aude ceva! Sper că-și fac efectul ceea ce mi-ai, dacă jur că dacă nu-și... Deci dacă nu-și fac efectul, jur că o să treci degeaba pe pământul ăsta, jur. Nu! A, uitați găina! Ați văzut cum... Era o găină. Scuze, mi-a tras atenția găina, continuăm. Nu, n-am. Dacă se trezește, îți jur că mor tu locul ei. Bă, fac. Bă, știam că e periculoză. Da, dar zic că nu o să se trezească. Na bun. N-ai cum să se trezească. N-o să se trezească. Na bun, dacă se trezește o să plătești, îți jur. Nu. Bă, l-o moară pe la... Na bun. Pe vânzătorul de droguri? Cine este vânzătorul? Are un gustul, dar pe bune. N-are cum. Oi, așa e că e bună. Mi-o place. Ia cu să plec. N-are nimica. Pă bune. Și te-au random la un cafe. Pă bune, n-are nimic, îți jur că n-are nimic. Voi vă bate joc de mine, așa? Nu are nimic, hai. Eu nu știu nimic, eu nu bat. Efectiv, ea știa totul. Vorbim despre casă. Bă, are un gust ciudat pe bune. Nu are de niciun gust. Hai să vorbim despre casă odată. Bă, business talk. Nu! Bă. Ce ai? Bă, mai bea o gură, că steți. Na bun. Ce-i la fund de dușmanie? Haide, fraților. Spuneți-mi și mie. Na bun, haideți. Facem contractul ăsta, da? Așa. De multe ori ai spus, facem contact. Îl facem. Bă, cine a lăsat-o, bă, pe aia micuță? Vreau să plec azi, vreau ca casa asta și noi, dacă vreau nu vrem casa asta, să am o familie. Vreau în casa asta să scap de voi. Gata. Și noi dacă nu vrem să semnăm? Ia semnează. Sparge ceașca din cap. Bă, dar tu șești femeia asta de 10 minute. Ce, nimeni, mă rog. Dar hai bă, cât de greu așa ce efectul. Ce-ai pus în acasă așa de urmiroase? N-am pus absolut nimic. Îți scoate în fața e pliculețul. Nimic n-am pus. N-am pus nimic atât. Nu! 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 Moare! Un zâmbet malefic? Bro, nu începi melodia aia odată? Iris! N-am otrăvit-o eu. Două pierde ultimele două săptămâni din acest sezon. Nu! Cum? No, shit! No, this is it! No, this is no fucking no, I can't. Nu, deci episodul 6 acum nu mă interesează. Like și direct mă uit, nu mă interesează. Deci nu cred că omul ăla. Bă, 3 morți? Deci ce este, ce criminalii ăștia? Lupta continuă. Lupta cu cine, că nu mai sunt personaje de omorâtul meu pe toate. Nu mai minți, că nu eu am otrăvit-o. Tu ai să zici cafeaua. Nu contează, nu eu am otrăvit-o. Mergi random pe uliță. Știu eu, dacă știam că cafeaua aia e otrăvită, crede-mă că nici măcar nu observeam. Da,
lași, că tu ai fost din nu, eu cu Iris mă înțeleg ok, mă, da. Gen, m-am certat un pic din cauza cășii, dar în rest... Cășii! Tu ai otrăvit-o, n-ai cum, că tu ai servit cafeaua aia. Tu ai fost în bucătărie în sânguri. Sânguri ai fost! Dar nu contează, că tu ai otrăvit-o. Dar nu, eu am otrăvit-o. Ma fiecare crede și vreți. Poți să mergi să spui poliție că eu am otrăvit-o, că nu știu ce. Dar... n-ai de unde să știi, să caute probe, să vezi că nu eu am otrăvit-o. Și dacă caută știi că probe? De unde știi că... probe? Auzi, dar tu te-ai gândit-o, poate o fi intrat cineva la mine în casă, la noi în casă te-ai gândit și o fi otrăvit cafeaua aia, nu te-ai gândit. Dar tu ai fost zâmbri în păcătărea cine să intre moartea? Nu interesează, hai. Stai acolo unde ești. Mai rage și cu coșul ăla pe fundal. Bă, nu știu cum din toate personajele rămasesc cu Antonia. Ai nu se înțelege că nu-mi place, este personajul meu model, dar așa ca idee. Fratelui a murit, Emma Nicola a murit, Iris a murit și Maleficul ăsta ce face, bă, ordinarul ăsta? Până la urmă e limita infractorului aici. El este un fake de Dr. D, Dr. Dufaișmirț. Uitați cu câtă mânie o turnat drogul. Băi, bucata de drog și-a otrăvit-o, frate, o travă. I-a pus o travă de șoare și chiar, bă... ce faci, mă? Te dai spectacol? Ce ai? Iris! Iris, bă, dar ce mândru este așa de ce-a făcut el? Își flutură părul în vânt, așa, ești un criminal, frate. Mai mă și ia cu melodii de-astea. Antonia, mai poți? Bună ziua, domnule doctor. S-a trezit Iris. Când pot să vin să iau acasă? Mă, dar e fericită. Da. Când ai? Alright. Dacă n-am văzut podul ăsta, știu exact din ce-i făcut, ești prost. Oh, ce laptop de gaming, bine, bine. Nu spune că Iris. Ciao. Salut. Hai, ai noroc. Ai noroc. Ține laptopul ăla să te întreb ceva? Da, mi-a ajutat la toți. Am venit, ei! Un drag, spune. Bă, am venit! Fii atentă, am aflat, nu că am aflat, am știut din prima dată că mi-au dat cafelele. Deci, știu și eu, e la plural, și cafelele. Ai înțeles? Deci, ok. Când mi-a pus cafeaua pe masă... cafeaua! S-a uitat așa cu ochii aia urâți la mine. Ochii aia bietăjiți așa. Da, și atunci am simțit că e ceva în regulă. Și atunci am simțit dacă... Și-am beut! Și-am beut! Că mi-era zece! Am beut! Am pus cafeaua, simțeam că nu-i bine, dar am beut! Efectiv nimeni nimic, Iris! Salut! Am venit de la spital! Era să mor, am fost otrăvită. Am mai zis eu, cred că tot la un serial de-a lor. Imaginează că te duci la un concurs de persoane random, da? Și adversarii tăi sunt copii ăștia. Ce faci? Ce faci? Că mori direct. N-ai, te bat ăștia de titrică. N-ai cum să faci. Nu o dai cu ei. N-ai cum veri să o dai cu ei. De ce sunt cei mai asemeni? Nu știu cum fac scenariile. Cred că zăi, gen, știi cum au așa telefonul? Hai că am apăsat rec. Dă-i. Ce să zic? Dă-i. Nu știu. Zi ceva. Hai. Hai să am vedem. Băut. Mota E, na. Sabine. Bam, bam, bam. Tu. Te știi tu că Sabine. Sunteți prost ca el. Poate tu ești prost ca el. Prost ca el. Băi, nu pune picioarele pe pat, că se murdărește canapeaua. Ce mai trebuie? Mai trebuie ceva întrebări? Ce te zici? League of Legends. Am vrut să zic ceva. El trebuie să-mi ducă contractele. Ce pentru contract? Ce? Pentru casă! Și ce ai spui mine, Nati? Ce ai spui lui? Că am văzut că nu mai dau ochii cu mine. Poate o fi vrut să... Și ce ai spui mine? M-au băgat ceva droguri în pahar. O travă de șoareci. Tu ții cu el. Să faci tu și tu parte din otrăvirea mea, așa-i? Îi place de el. Și-a spus și la ceva că țin cu el sau nu țin? Bă, merge microfonul, mai încet. Bro, copiii ăștia improvizează, n-ai cum. Deci improvizează la fiecare scenă vere. Nu există, n-au scenariu. E imposibil. Iară Sabina asta, Dumnezeu că dacă îl mai văd, dacă nu îl omor. Da, mi s-a aproape de casă. Nu, am o scârbă față de De ce?
Dar ce avem noi de bun? Bă, nu mai dați, bă, cu târna copul când filmează ăsta, bă, ce mai nem. Bă, se toarnă, frate, un lung metraj, aș putea spune, cu acești actori. Și atunci se găsește, bă, nea Ionel, nea Vasile, nea Nicu, toți ăștia, unul cu târnăcupul, unul are pământul, unul atunci aduce câinile. Bă, nu mai pot, mi s-a făcut tensiunea un milion. Deci un milion, dacă nu încerc și eu să fiu atent la ce zice Sabina asta, ca să nu mă enervez de pocnesc iar de 2 milioane de ori. Și latră câinile, latră cucoșul, latră nea Ion, dacă nu... Hai să... Nu... Ce-a făcut? Cine? Iris? Bine, hai. Nu mai pot vorbi. Hai că nu mai pot vorbi. Bă, serios, bă, omule, bă, dar planul ăsta, bă, bă, nu. Eram sigur că nu-ți iese planul male. Fai, Tavi, că te omor în jurul meu, nu? Ce o tavă, bă, mi-ai dat-o mie, mă, omule, mă. Bă, ce o tavă, mi-ai dat-o mie, bă, omule. Mi-ai dat-o treabă proastă. Lasă mortul în loc, lasă. Nu, e că-l dau și rău cu capul de parez, nu, nu. Bă, stai. Fai, să vezi, ce prost ești, bă. Bă, i-a dat David o travă proastă. Bă, stai cum o să suferă, bă. Nu, lasă, 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 găsim noi o metodă eficientă. Îți dau un glonț în cap să-i crăpa numai. Da, lasă, lasă. Bro, încep să cred că omul ăsta chiar are probleme. Ceva se întâmplă. Nu, se zvârcolește. Își face din nou o travă. Ieși din casa mea, cât e mai a mea. Ieși, stau făcut, mă rog, îmbrază-te. Nu! Nu, că te fie acasă, măcar. Nu! Tu ai venit cu ideea. Tu ai stricat tot întâlnul. Păi, bă, bun. Bă, dar ce tare e secvența asta. Gen, visa, avea coșmarul. O bântuie Emma Nicola. Bă, Emma Nicola nu trebuia să... Ba da, trebuia să moară, de fapt. Ba da. De acum mă enervează asta mai tare. Dar uitați cum visează, fraților. Bă, nu mai trage. Mă, du-te dracului de aici. Nu pierde joi. No. Bă! What the fuck is this? Oh my god. Da, gen, este parte din serial, gen, cum ar veni. O mers de sculță, gen, de la spital până acasă, gen, nu? Bă, să nu comentezi asta, vă cred că animele sunt la fel de murdare. Da, n-am, animele sunt rupte, așa că nu-l film, mai arăt. Nu mai zic nimica. Bă, măcar un mic preview. Ai nevoie de ceva? Da. Da. Să pleci. Bă, mama, unde e ăsta cu ușa deosebea asta? Bă, Rigips, bă! Nu! De chem poliția, asta e casa mea. Oh, shit! Nu! No! Bă, nu, nu! Bă, de ce am copchii ăștia un stil să oprească exact când, bă, exact când mi-e lumea mai dragă, veri. Cum mă fac copiii ăștia veri așa de curios? Că nu mai pot să-mi pușcă în cap sau îmi pușcă pe... Mă chema, pe Antonia! Următorul episod este finalul. Și o să fie nebunii. Aveți grijă de voi, ne vedem imediat cu episodul numărul 4 și anume finalul.